trezit concurenții destul de târziu astăzi, ținând cont că este doar sâmbătă, nu duminică. Au avut și muzică, le-au pus piese și cu dedicație, cred. A fost piesa aceea, Perfect fără tine. Am văzut că dansau băieții și Liviu dansa pe terasă, apoi a intrat în casă, dansa cu ceilalți băieți. Se auzea și Valentin cântând versurile melodiei, erau versurile Perfect fără tine, mie din ce în ce mai bine, am timp și pentru mine, și mai departe era ceva de genul nu mai urla, se aude în bloc, am înțeles ideea, ai risipit iubirea pe un dobitoc, ceva de genul acesta. Ești liberă să cauți fraierul perfect, cam așa erau versurile. S-au activat băieții, au cântat, Valentin cânta chiar foarte tare, i-am văzut că au dansat și fetele, n-au avut foarte multe melodii și ar fi dorit fetele să li se mai pună câteva melodii și am văzut că a mers Cristina împreună cu Laura, au mers să ceară la cameră pe terasă, însă nu li s-a aprobat, așa că toată lumea a mers în bucătărie să ia micul dejun. La băieții am văzut că o parte dintre ei erau în sală, Cristian și Liviu se apucaseră să facă sport, ceilalți erau pe la bucătărie. Le-am auzit pe fete că nu au pâine și Laura se văita că e foame și nu poate să mănânce fără pâine. Unele dintre ele și-au pus cereale și au salvat micul dejun. Au discutat și despre faptul că se vor apuca de curățenie, au vorbit puțin unde fac fiecare, în ce sector. Cristina zicea că la baie, Maria cred că spunea că o să facă cu ea. Le urmărim și astăzi și vedem ce se întâmplă, se vor pregăti și de petrecere. Urmărim și vedem ce se întâmplă și azi.